Bună ziua, doamnelor și domnilor telespectatori! Sunt Barbu Charlotte și în această zi dorim să fim alături de dumneavoastră din nou prin exemple de bună practică din școlile din Galați. Încercăm să schimbăm puține din emisiunea noastră și astăzi am invitat alături de mine un elev foarte conștiincios, un elev care promite mult, un elev micuț pe care îl veți vedea. Bună ziua, David! Bună ziua! Se numește David Busuioc. Mă numesc David Busuioc și am 8 ani. În ce clasă ești tu, David? Eu sunt în clasa 1. Și la ce școală, poți să ne la spui? La școala Seminarul Teologic Sfântul Andrei din Galați. Mulțumim, David, are puține emoții, dar David este un copil deosebit și în această zi o să vă prezentăm câteva din pasiunile și din talentele pe care el le are. Nu este singur alături de noi, este alături de mama lui, a venit împreună, doamna Busuioc, Iuliana. Bună ziua, doamnă! Bună ziua și mulțumim pentru invitație! Mulțumesc și eu și sperăm ca această prezentare și această emisiune să fie un exemplu pentru toți elevii și pentru toți părinții din Galați și nu va fi singura. David, mi-ai spus că înveți la o școală foarte bună, la Liceul Teologic din Galați, Sfântul Apostol Andrei. Cum este viața ta de elev? Păi, nu știu cum să vă explic. Îmi place foarte mult să scriu temele, să învăț gramate. Cam atâta. Așa, știu că ai mai multe pasiuni, ai mai multe talente pe care tu ți le-ai dezvoltat de câțiva ani încoace. Am văzut mai multe diplome pe care tu le-ai luat. Poți să ne spui care ar fi aceste pasiuni? Păi, pasiunile mele sunt grafica, pianul, pictura, poezia, povestea și cam atâta. Sunt destul de multe pentru mulțumesc. Un copil așa de mic. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum este ca părinte, știu că aveți doi copii, nu unul, dar celălalt e mai micuț. Cum este ca părinte ca să aveți un copil pasionat și în societatea noastră, cum vedeți dumneavoastră că se pot dezvolta aceste talente și pasiuni ale unui copil? Pasiune. Le dezvoltăm treptat, nu prea intens momentan, pentru că nu știm să selectăm, adică nu știm, nu și-a selectat exact ce vrea să facă. Greu, din punctul meu de vedere. La ce vă referiți că greu, este greu? Greu pentru că mergem și avem noroc acum, deschid o paranteză, de că am descoperit Palatul Copiilor și am putut să-l înscriu la palat la mai multe activități. Dar m-am referit greu pentru că mergem și în particular și ne împărțim cam... Adică sunt multe activități, timpul parcă prea scurt pentru ceea ce își dorește și ne-am mulțumit la palat pentru că este în timpul școlii, imediat după școală, el își reia activitățile la palat copilor, la pian, grafică, engleză. Și văd că îi plac foarte mult. De ce pianul, David? Poți să-mi spui ce te atrage atât de mult la acest instrument? Am văzut că ai multe prezentări, da, la pian. Ce te atrage? Pianul îmi dă o stare de bine. Îmi place să aud clapele când le apăs și cam atât, da. Așa, ai învățat mai multe cântece la pian. Da. După partituri, poți să ne dai câteva exemple de cântece pe care tu le-ai învățat să le cânți la pian? Am învățat Twinkle Twinkle și cam atât aici, la Palatul Copiilor. Și în general? Păi, cam atât. Am mai învățat câteva, dar am uitat cum se numesc. Am înțeles. Muzet. Care ți-a plăcut cel mai mult? Cam atât. Puteți să-i șoptiți că el are emoții. Da, emoții. E ok pentru un copil. Da, Muzet e o piesă care am răzit-o foarte mult, un colind, iar... Un colind care... I-a plăcut la fel. I-a plăcut la fel de mult. Și foarte mult cățeluș. Și cățeluș. Cățeluș a început. Aici, de fapt, cățeluș a descoperit că îi place pianul și că vrea să facă ceva.
Am înțeles. Am văzut că dumneavoastră l-ați dus la mai multe festivaluri, câteva concursuri de pian, da, încă de anul trecut. Și am vrea să urmărim în continuare și această prezentare. Cred că anul trecut de Crăciun a fost prima. Da, exact, anul trecut de Crăciun. Și unde a fost mai precis? Simpozion sau... A fost doar așa o prezentare? Doar o prezentare. A fost pentru o încheiere de gală. De gală, da. Și datorită sărbătorilor, care mai mult pentru sărbători s-a făcut. De Crăciun? De Crăciun, da. Pentru Crăciun. Cum ți-a plăcut acolo așa? Cum ți s-a părut? Am văzut că erai înconjurat de mai mulți muzicieni și tu erai primul acolo. Mi-a plăcut cel mai mult pentru că aveam în jur multă lume care mă susțineau când cântam la pian. Bun. Și îmi dădeau o stare de bucurie și nerăbdare ca să urc pe scenă. Și ai urcat pe scenă, am văzut, da? Și la sfârșit ei au aplaudat sau nu le-a plăcut? Au aplaudat. Da? Normal. Normal că au aplaudat. Vreau să mai disipez așa emoțiile. Am văzut că studiez și în particular, nu numai în centrul palatului. Și în fiecare zi știu că studiez la pian câte o piesă. Da? Reușești, David, să îmbini și temele de la școală? Știu că sunt destul de multe. Și aceste opționale, aceste aptitudini pe care tu le ai, cum reușești? Păi, eu după ce vin de la școală, mănânc și vin la palat. După ce vin de la palat, merg acasă și fac temele. Până și la... nu am prea multe teme de aia. Am înțeles. Până la ce oră îți faci, reușești să-ți faci tu temele? Cam într-o oră, jumătate de oră, depinde câte teme ne dă. Am înțeles. Și mama te ajută la teme? Uneori, da. Și uneori nu. Am înțeles. E ok. Foarte bine. Viața ta așa de școlar, știu că ai note foarte bune la școală, pentru că toți care au aptitudini, copilașii care își dezvoltă talentele și aptitudinile, au și note bune la școală. Și David nu este singurul dintre acești copii. Ce note ai? Ia spune-ne nouă. Păi, am dat foarte bine. Foarte bine pe linie ai? Să zicem, uneori mai am și un bine. Uneori, dar în general, ce-ți place dintre toate materiile de la școală, unde ai obținut și rezultate foarte bune din ce am văzut? Mie îmi place cel mai mult matematica. Atât? Româna nu. Matematica și engleza. Și engleza. Și la matematică ce te atrage cel mai mult? Păi problemele, că sunt grele. Sunt grele, dar reușești să le rezolvi. Da. Am înțeles. Și pianul cu matematica, oare cum se împacă, David? Păi se împacă foarte bine pentru mine. Poți să-mi spui și mie că eu nu găsesc așa o legătură prea mare între pian și matematică, deși există. Dar din punctul tău de vedere, care ar fi o legătură între pian? Sau faci problemele și cânti la pian să-ți vină inspirație? Păi după ce fac problemele, cânt la pian. Da? Da. Și reușești cu rezultatul corect să-l ai? Da. La sfârșit? Da. Bravo! Felicitări pentru toată activitatea de până acum. Ești la început de drum, da? Eu sper că o să fii un pianist foarte bun și un compozitor foarte bun. Putem să urmărim și cele două piese pe care el le-a și postat pe un canal de socializare și mulțumim tare mult că ni le-a pus la dispoziție. Thank you.
am văzut că scrii foarte frumos și am văzut că îți place și româna, da, alături de matematică. Clar, dacă dacă tu scrii, înseamnă că ai și un talent înnăscut. Ce scrii? Ce îți place să scrii? Îmi place să scriu povești și poezii. Povești și poezii pentru copii? Da, pentru da, copii. Pentru copii. Și cum, cam ce povești ai scris așa în ultimul timp? Care este ultima poveste? Ultima poveste? Da. Păi, povestea ceasului? Povestea ceasului, cred, că am scris ultima dată. Da. Doamna Busuioc, aș vrea să vă întreb. Știu că are un caiet întreg de povești, povestiri. Da. Și dacă v-ați gândit pentru viitor, cum, după ce îl termină acest caiet, v-ați gândit la o publicare a lui? Sincer, ne-am gândit și la o publicare, dar vom vedea pe parcurs dacă asta e inclinația lui spre a scrie povești și poezii, deoarece am descoperit acum, de 2 luni, că a vrea să scrie povești și poezii. În continuare, da. Mă bucur. Poți să ne spui așa o poveste sau o poezie care ți-a plăcut ție și ai scris-o atât de frumos? O poezie, așa despre frumos. Despre Europa mea frumoasă. Da, te rog, dar tare și cu intonație ca să audă toată lumea. Europa mea frumoasă, mare ești tu așa, ești întinsă și frumoasă, cum e soarele pe cer și luna între stele. La mulți ani, Europa! Foarte frumos, felicitări, David! Mi-a plăcut și cred că ai spus-o și la școală, nu? De ziua? De ziua Europei. Europei, bravo, David! Tu știi ziua Europei, dar Europa ce este, David? Despre ce este vorba? Ce este Europa? Noi suntem în Europa? Nu. Nu suntem? Suntem în Europa, David, da? Europa este un continent. O să înveți puțin când ești mai mare, da? La geografie și la istorie. Avem timp. Avem timp, da. Am observat că ești pasionat de pictură, pe lângă celelalte arte, David. Și avem câteva desene ale tale foarte frumoase. O parte dintre ele, încă de anul trecut, au fost premiate. Ce premii ai luat? Poți să ne spui? Păi, locul 1 și locul 2. Așa, au fost mai multe concursuri. Da. Unde? Mai știi, așa, în perioada de urgență, unde au fost? Că totuși tu pictai când noi eram în urgență, da, noi toți. Păi, au fost foarte multe online și prezentate de Biblioteca Via Urechea, susținut de Palatul Copiilor. Da, da. Clar, foarte multe diplome le avem împreună cu Palatul Copiilor. Ne bucurăm. Ce îți place să pictezi? Păi mie îmi place să pictez, nu știu, ce vine în imaginație. Orice, nu? Da, orice. Îți place mai mult în creion sau și cu culori, mai cu mult pensula? În mai mult în creion. Creion, da. Negru. Care a fost ultimul desen care tu l-ai pictat? Care tu l-ai desenat sau l-ai pictat? Un desen cu păpădii. Cu păpădii? Icoana. Abia a venit primăvara, de asta e cu păpădii. Da, și da. Poți să ne spui, să ne explici desenul acesta? Ce tehnici ai folosit sau cum a fost? Păi am pictat cerul cu albastru, după am făcut jos cu culoarea galbenă și după am luat un burețel. L-am legat așa de mijloc, ca să semne ca niște aripi de fluturaș și pe o parte am făcut mov și pe o parte galben și am făcut așa pe hârtia pe care am colorat, după ce s-a uscat. Ai imprimat, adică, da? Da, și după am făcut niște păpădii. Și păpădiile ai folosit, știu, o tehnică specială, pentru că de ce vorbim de acest tablou al tău, el va merge la un concurs și sperăm să obțină un premiu. Ce tehnică ai folosit la păpădii? Păi am făcut cu pensula niște linii verzi, adică culoarea verde, da. Și după am făcut cu burețelul, am pus alb pe burete și am făcut așa. Așa e, ca și da. Cum ar fi puful de păpădie. Da. Și ai mai folosit, știu, niște bețișoare. Ce erau acelea? Păi am făcut ca să retușez mai bine. Bețișoare de urechi, așa, da. Așezate. Da. Foarte frumos. Și a ieșit o pictură deosebită, o să o vedem imediat. Știu că alături de pictură, desen, pian și celelalte, teatrul este foarte important pentru tine. Ți-ai descoperit această pasiune în ultimul timp, da? Dar văd că ai progresat foarte mult.
La început, când l-am văzut pe David, era un băiat foarte sfios. Acum este dezinvolt, deși are emoții, este dezinvolt. Credeți că teatrul poate influența un copil? Da, foarte mult. Din punctul meu de vedere, foarte mult. Și în primul rând l-a dezvoltat foarte, foarte mult. A prins mai mult curaj în el și în activitatea care o face la teatru. La teatru. Datorită teatrului a descoperit că poate să scrie mici poezii și povești și povești, povești pus. Da, și poate pe viitor scene, scenete? Pe viitor, da, sperăm. Oricum a avut și scenete, nu? Două, în particular. Da, scrise. Da, a făcut, nu scrise, ce le-a jucat. Care le-a jucat. Da, care le-a jucat, a jucat. A jucat ultimul rol, cred că a fost rolul Moș Crăciun. După aia că după aia în primăvară n-am mai făcut, că ne-a pregătit pandemia să stăm acasă, să zicem. Ai fost Moș Crăciun? Da. Așa, și cum a fost în pielea lui Moș Crăciun? Ce poți să... Mi-a plăcut foarte mult că am ajuns cu bastonul și că am avut barbă. Și am dat cadouri la copii. Am înțeles. Dacă ar fi copii și ar fi mai mulți copii aici, uite, ei se uită la noi acum, la televizor. Dacă ar fi aici, ce le-ai spune tu acestor copii? Poate colegii tăi de clasă, în legătură cu teatru, cu arta, cu pianul? Păi le-aș spune să facă și ei câte ceva ca să-și dezvolte imaginația. Și atât, da. Și creativitatea. Da, creativitatea sunt mai multe. Sunt mai multe, așa este. David, mă bucur tare mult că noi te cunoaștem. Am vrea ca să te încurajăm ca să fii în continuare un copil care dorește să-și dezvolte toate talentele. Și am vrea să te vedem inclusiv la piesele de teatru, da, pe marile scene ale lumii. Știu că tu acum ai învățat la teatru și gestica și mimica, da? Ne poți spune ceva din culisele teatrului? Acolo, așa, în spate, cam ce se întâmplă? Cum este? Ce ai învățat tu? Păi am învățat să joc roluri, să joc diferite jocuri, care mie îmi plac foarte mult și sunt mai multe. Deci te-a învățat. Bun. David, spune-mi, când mai ai tu timp să te joci? Știu că la vârsta ta, normal, toți copiii, bănuiesc mulți, nu? Colegi de-ai tăi se joacă. Da. Mai ai timp sau da, toată mai ziua am timp. Ești numai după pasiunile acestea să le dezvolți? Mai am timp. Păi avem. Seara. Avem. Le combinăm destul de ok. Are timp și de joacă. Am timp de toate. Exact. Să înțeleg și că în momentul când le face cu plăcere, da, automat toate vin de la sine. Foarte până bine. Și joacă câteodată ca într-o piesă de teatru. Ca într-o piesă de teatru, ce frumos! Am văzut că te jucai cu frățiorul tău și erați doi actori acolo. Alături de joaca aceasta, care este specifică fiecărui copil, am văzut că îți place și calculatorul și jocurile pe calculator. Numai că mama, din ce am observat, a făcut program. Crezi că este bine? Păi da, mi-a făcut program. Mie mi se pare că a făcut bine. Da, de ce? Uite, mama nu te aude acum. De ce crezi că este bine să ai un program? Mulți copii nu au program. Se joacă de dimineață până seară la calculator. Ei sunt singuri, unii dintre ei acasă. Crezi că este bine? Sau nu? Așa, din punctul tău de vedere, la nivelul tău. Păi nu este bine ca fiecare copil să stea de dimineață până seara doar pe telefon sau pe calculator. Nu e nicio problemă. Așa, ce i-ai îndrumat tu să facă? Păi aș îndruma să își facă și un program și să își facă timp și pentru altele, nu doar pentru telefon, tabletă, calculator. Și jocurile pe calculator? Da. Normal, că acestea sunt informația... Da? Nu prea o caută, din păcate. Ar fi bine și toți acești copii să-și dezvolte talentele, pasiunile și să reușească în viață, da? Să-și aleagă o specializare în funcție de talentele lor. David, poți să ne spui acum ce prieteni ai tu? Știu că ai mai mulți prieteni.
Am mai mulți dintre ei, unii la palat, acasă. Unii care mă joc acasă, adică diferite jocuri. Am înțeles. Care și le învăț la teatru. Am înțeles. Și prietenii tăi au aceleași pasiuni ca și tine? Păi mai au și altele. Alte pasiuni mai da, ai? Poți să ne spui? Eu nu, copiii ceilalți. Copiii ceilalți ce pasiuni au? Păi karate și fotbal. Karate, fotbal, sport. Am înțeles. Crezi că este important sportul, David? Da. Pentru ce este important sportul? Sunt multe dintre ele. Ca să ne menținem în formă și ca să fim sănătoși. Da, sănătoși. Da. Și să fim fericiți. Am înțeles. Dar tu ești fericit, David? Da. Da? Sigur, ce te face fericit pe tine? Păi, în primul rând, că apare acum la televizor. Acum, da. Ce te mai face fericit în afară de această emisiune? În viața de zi cu zi. Păi, pianul, că merg la școală în fiecare zi și mă joc și cam atât. Am înțeles. Doamna Busuioc, vreau să vă mai întreb ceva. Este greu pentru dumneavoastră, așa, pentru aceste aptitudini și talente ale unui copil? Mi-ați spus în mare despre el, este un copil foarte bun. Cum vedeți dumneavoastră peste ani? Dacă îi dezvoltați în continuare, știu că prin finanțele proprii, de asta mă gândesc că este greu. Ce ne puteți spune aici peste ani la David? Sincer, peste ani prea mult să ajung până acolo cu gândirea, dar cred că undeva o să fie. Cel mai mult cred că întinde spre pian și cred, nu neapărat că ar fi dorința mea să fie un pianist sau să fie un actor în teatru. Să-și aleagă ca meserie, da, una și, din aceste aptitudini. Eu îl ajut în chestia asta și îl susțin. Dacă văd că are inclinația și dorința de a face activitățile astea, automat îl ajut să ajungă unde. Felicitări, unde doamnă, nu este ușor, este nu, este, dar e plăcut când este despre copilul tău, cu copilul tău. Și ce sfat transmiteți mamelor și taților care ne privesc, care au astfel de copii? Poate nu le-au descoperit încă pasiunile și talentele, dar poate vor să-și descopere copilul lor. Da, să ofere cât mai mult timp copilului pentru a vedea dezvoltarea spre un anumit pasiune, spre o anumită pasiune sau nu știu. Sau domeniu. Sau domeniu, de activitate. Da, depinde acum, nu vorbim numai de teatru și așa, poate să fie și un să-i susținem cât mai mult, pentru că dacă noi îi susținem, automat ei vor prinde încredere în ei și vor merge pe calea cea bună, din punctul meu de vedere. Da. Vă mulțumesc tare mult, doamnă, mulțumesc tare mult, David, că ai venit în această emisiune. Noi sperăm ca tu să-ți dezvolți în continuare pasiunile tale și să fii un copil de bază în continuare în societatea noastră, în școală, să ai numai premiul întâi atunci când vei fi și mai mare și până în clasa a 12-a să te menții cu pasiunile tale. Poate vei descoperi și altele. Da? Da, cred că o să descoperi și altele. Sigur, o să descoperi și altele. Mă bucur tare mult. Mulțumesc încă o dată. Mulțumim, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Acesta a fost David Busuioc și sperăm că acest mic interviu cu acest copil atât de dotat și atât de frumos și care ne-a prezentat din sufletelul lui detaliile despre viața lui personală și aptitudinile și talentele lui să ne impulsioneze și să ne aducă o plusvaloare în societatea noastră. Mulțumim tare mult! Bună ziua! Vă mulțumim!